organizate de Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în colaborare cu Muzeul Național de Istoria României din București, conferința națională Miciare Diviva in Memoriam Lucia Țeposu Marinescu va găzdui peste 30 de participanți, specialiști din mai multe muzee și institute de cercetare din țară. Comunicările științifice vor aduce în atenție pe parcursul a două zile, respectiv 27 și 28 octombrie, elemente de patrimoniu arheologic descoperite în situl de la Micia și în alte situri de epocă romană din România. Deschiderea oficială va avea loc joi, 27 octombrie, ora 10, la Palatul Magna Curia, în sala șemineului.